Pomul de Crăciun din capitală a îmbrăcat straie de sărbătoare. Angajații de la Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi au dechisit cum au putut ei mai bine cu beteală și globuri bradul din Piața Marii Adunări Naționale. Afară sunt minus 3 grade Celsius, dar nici măcar frigul nu i-a speriat pe muncitorii de la Spațiile Verzi. Aceștia împodobesc de cuzor pomul din centrul capitalei de 18 metri înălțime. Eu cred la ora 7 stăm în frig. Ne-am mai dat jos, am mai băut câte o cofie și iar sus ne-a suit. Ne ducem vorghidem. Mai avem o leacă din podobie și gata, terminăm. O parte din angajații de la Spațiile Verzi au experiență de 17 ani la împodobirea brazilor, așa că spun ei, s-au deprins deja. E cam greu, dar noi dăm unul primar al împodobim, noi al împodobim de mulți ani. Credeți că o să fie mai frumos ca anul trecut? Da, e mai, asta și mai bogat. Procesul de înfrumusețare a fost urmărit îndeaproape de chișinăuienii curioși. Aceștia spun că bradul din acest an este mai simpatic decât cel de anul trecut, chiar dacă precedentul a fost ceva mai înalt. Красили красиво багарда. Очень нравится мне. Просто я не знаю. Frumos, anul trecut era altfel. Dar cu ce e mai frumos? С alte jucării, с mai noi. Мне кажется, что красивая ёлочка. Pomul de Crăciun din centrul capitalei și-a prins luminițele de sărbătoare în această seară.